Ierusalim, la Betfage și la Betania, lângă muntele măslinilor. A trimis pe doi dintre ucenicii săi și le-a zis: mergeți în satul care este înaintea voastră și intrând în el, îndată veți afla un mânz legat, pe care n-a șezut până acum niciun om. Dezlegați-l și aduceți-l. Iată, vă va zice cineva: de ce faci fața asta? Spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite la el. Ei au mers și au găsit mântul legat la o poartă afară la răspântie și l-au delegat. Și unii din cei care ședeau acolo le-au zis: ce face de dezlegați vântul? Iar ei le-au spus precum le zisese Iisus și i-au lăsat. Și au adus mântul la Iisus și au pus hainele pe el și el a șezut pe el. Și mulți așteneau hainele pe cale, iar alții tăiau ramurile și le așteneau pe cale. Iar cei care mergeau înainte și cei care veneau pe urmă strigau Florin: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Binecuvântată este împărăția ce vine a Părintelui nostru David. Osana, întru ce de sus. Și a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și privind toate și vremea fiind spre seara, a ieșit la Betania cu cei 12. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.